vreodată vreo scrisoare vreunui deputat parlamentar? Nu. Niciodată. Niciodată. Uitați-vă, noi avem niște scrisori pe mai multe teme. Una dintre teme este pensiile și indemnizațiile, pe care o trimitem către Ministerul Economiei. Eu pot să vă citesc, uitați-vă. Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Economiei, Pensii și Indemnizații. Stimate domnule ministru, vă scriu pentru a-mi exprima nemulțumirea față de pensiile și indemnizațiile sociale deosebit de mici în Republica Moldova. Cer majorarea imediată a pensiilor, indexarea echitabilă a pensiilor și cer majorarea indemnizațiilor. Uitați-vă, avem o altă temă despre corupție. Cunoașteți că la noi corupția este la un nivel foarte mare. Da, știu. Iar corupția scade nivelul de încredere a cetățenilor, scade nivelul de trai pentru toată populația și nevoia economică și lipsa de integritate civică creează corupție. Prin această scrisoare noi ne manifestăm îngrijorarea față de faptul că corupția este foarte mare, cerem ca lupta cu corupția să fie tot mai vizibilă și să fie reală. Da. Sunteți de acord cu noi? Credeți că este o idee bună aceasta? Bună, bună. Scrisori pe care noi le trimitem către Guvernul Republicii Moldova despre mai multe teme. Aceasta este o scrisoare despre pensii și indemnizații, prin care cere majorarea pensiilor pentru toate categoriile de pensionari, indexarea echitabilă a pensiilor proporțională cu stagiul de cotizare, adică o persoană care a lucrat mai mult, evident, trebuie să aibă pensii mult mai mari. Și cerem majorarea indemnizațiilor pentru copii, invalizi și șomeri. Dumneavoastră cum credeți? Este o idee bună? Da. Cerem majorarea imediată a pensiilor pentru toate categoriile de pensionari. O, ca aceste pensii...